Am mai prezentat Sărbători pentru Toți, dar este primul eveniment pe care îl prezint de când am devenit mămică și încerc să mă reașez cu toate activitățile. Asta este și motivul pentru care am plecat mai târziu, pentru că nu m-am lăsat băieții să plec mai devreme. Dar am primit ajutoare și iată că am reușit să ajung. Mă bucur tare mult că sunt aici. Din nou. Mă bucur foarte mult să văd o sală aproape plină. 97% văd că este plină. Mă bucur foarte mult că mă regăsesc cu copiii de la Diaconia. Mă bucur foarte mult să văd oameni care sprijină în continuare copiii și mămicile de la Diaconia. Sper că vorba profesorilor mei de la teatru mă aud până în spate. Neavând un microfon, voi încerca să mă fac auzită. Îi mulțumesc tare mult, interprete, foarte frumos și am auzit și nota personală cu Sacărăm pe mine, mi-a plăcut foarte mult. Mai departe, după cum ați observat și veți observa până la sfârșit, sunt o serie de persoane, de copii sau de oameni mai mari care au dorit să-și aducă aportul în această seară și pentru copiii de la Diaconia, dar și pentru cei care au venit să sprijine această cauză. Vreau să vă reamintesc că în partea dreaptă a dumneavoastră se află niște prăjiturile foarte bune și o serie de floricele, dacă văd eu bine, și felicitări făcute de copii, special pentru dumneavoastră. Puteți să vă uitați acolo, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Ele sunt pentru dumneavoastră în ideea de a strânge, bineînțeles, cât se poate o sumă pentru acești copii. Iar ei au făcut cu toată dragostea aceste obiecte. Și vreau să spun că anul trecut am reușit să fac și eu niște prăjituri în casă, dar acum nu mai am timpul necesar. Dar mă voi delecta cu câteva dintre cele produse de altcineva. Mergând mai departe, există un cor de copii pe care i-am văzut aici în public. Ei sunt copiii de la corul Melorin. Și trebuie să vă spun așa, acest cor a fost înființat în 1979 în cadrul Palatului Național al Copiilor. Dirijorul corului este doamna Elena Maria Nicolai. Conduce corul din toamna anului 2002 și a participat împreună cu membrii corului la numeroase evenimente, bineînțeles artistice și culturale, printre altele reprezentând România, iată, la Festivalul al Școlii Muzicale de la San Remo. Acestea fiind spuse, eu cred că urechile noastre se vor delecta muzical foarte, foarte bine și foarte frumos. Ei se pregătesc acum să vină în scenă. Îi aștept alături de noi și am să îi rog ca în momentul în care încheie numărul pe care l-au prezentat, să mai rămână puțin pe scenă. Prin urmare, să-i aplaudăm!